Ramona Pandele vă prezintă jurnalul AgroTV. Bun găsit! Crescătorii de animale, ca toți cei implicați în agricultură, resimt tot mai mult creșterea prețurilor la furaje, lipsa forței de muncă, dar și o piață de desfacere ocupată de samsar sau de produse de import de o calitate îndoielnică. Toate acestea sunt motive care îi determină pe cei mai tineri să evite să se implice în industria zootehnică. Totuși, păstrarea tradiției în familie și mai ales dragostea față de animale îi conving pe mulți să continue aceste de multe ori mici afaceri. Un exemplu descoperit de colega mea, Raluca Daria Diaconiuc, este fermierul Florin Bogoș din Comuna Cozmești, județul Iași, care, în ciuda greutăților, nu renunță la această ocupație. Am un efectiv de 39 de animale la momentul actual. De descurcat, să știți că mă descurc foarte greu din cauza nutrețului. Anul trecut a fost secetă, a fost nevoit să cumpăr nutreț scump. Cât de mult s-a simțit la preț diferența față de ceilalți ani? S-a dublat, peste dublat, cam cu două treimi mai scump față de anii precedenți. Ei, am avut noroc că a avut un fermier, a avut semănat urz și am îmbalotat paie de urz, sunt foarte bune. În momentul de față, ce lipsește? Cum e în 2023? Ce lipsește? În 2023 suntem abia la început, dar urmează de văzut. De lipsit lipsesc foarte multe. Am mai dat interviuri, dar n-ar vrea ca să mai intru în subiect chiar atât de adânc. Degeaba tot. Ce vă determină să continuați? Dragoste de animale. Dacă n-ar fi dragoste, nimic n-ar fi. De câți ani? Asta o fac din tată în fiu, de când mă știu, din mic copil. Cu mici excepții, înainte de a mă căsători, am mai fost plecat. O stangala prin țară, dar revoluția oricum m-a prins la Podolenești.